ziua, Oana Grigore este numele meu, de la Oficial Media. Aș vrea să vă întreb ce părere aveți de inițiativa primarului de a premia cuplurile cu peste 50 de ani de la aniversarea căsătoriei. Este o inițiativă plăcută și pentru noi și ne bucură foarte mult că sunt mulți încă vârstnici în oraș care au muncit pentru orașul acesta. Aici ne-am căsătorit, aici am avut copii, aici i-am crescut și le-am dat o educație bună, zicem noi, și ne mândrim cu ei și acum și ei se mândresc cu noi că am muncit iată atâția ani. Înțeles. Care credeți că sunt secretele unei căsătorii longevive ca dumneavoastră? Respect, înțelegere, muncă. Fără muncă nimic nu se poate. Și educația. Și multă înțelepciune. Să știi să cedezi. Am înțeles. Și echilibru în familie. Trebuie să existe. Deși în orașul Târgoviște sunt peste 100.000 de locuitori, astăzi au fost prezente doar 18 cupluri cu peste 50 de ani de aniversare de căsătorie. Ce părere aveți despre acest lucru? Numai Dumnezeu știe cât dă fiecăruia să trăiască, să meargă mai departe, să... Noi nu putem hotărâ, numai El hotărăște. Probabil că foarte mulți au dispărut, așa gândim noi, foarte mulți au dispărut. Pentru că de muncit am muncit și noi. Și muncă voluntară se făcea, nu numai acum, dintotdeauna s-a muncit. Este vorba și despre protecția socială deficitară. Poate dacă ar fi protejați cumva. Nu, pentru tineri, nu știu dacă se poate să le ofere mai multe locuri de muncă, ar fi bine. Nu înțeleg. Pentru tineri. Bun, eu vă mulțumesc foarte mult și vă doresc viață lungă, fericită și sănătoasă în continuare. La fel, să vă mulțumesc mult. Numai bine, asemenea. Bine.